Zodii care se despart până la sfârșitul acestui an, o despărțire este întotdeauna greu de suportat. Uneori nu poate fi evitată, ceea ce pune în dificultate persoana aflată în această situație. Berbecul și scorpionul au o personalitate foarte puternică, iar alăturarea dintre aceste două zodii ar putea fi una explozivă, care nu va rezista pe termen lung. De aceea se vor despărți destul de curând, certurile sunt destul de aprinse și atunci când au probleme, nu vor aștepta să ajungă acasă să le rezolve, ci își vor spăla rufele în fața prietenilor, punându-i pe aceștia într-o situație incomodă. Capricorn și Gemeni Gemeni este un semn dual, nu știi niciodată dacă ceea ce simte este real sau nu, numai când îl cunoști foarte bine poți să vezi dacă te iubește cu adevărat. În combinație cu Capricornul, nativul Gemeni încearcă întotdeauna să-și îndeplinească propriile dorințe, fără să-și facă nicio grijă pentru partenerul său, ceea ce duce în cele din urmă la certuri fecioară și săgetător. Acești nativi au viziuni total diferite asupra vieții, în timp ce fecioara este realistă, ia lucrurile în serios și analizează totul din perspectiva consecințelor, săgetătorul este mult prea relaxat și se adaptează din mers. Pești și capricorn Peștii sunt visători, dezordonați și schimbători din punct de vedere emoțional, în timp ce capricornul este organizat, practic și disciplinat. Spre deosebire de pești, extrovertiți și sociabili, capricornii sunt introvertiți și foarte puțin comunicativi, relatează doctorulezilei.ro.